Salutare tuturor și bun venit la festivitatea de premiere a concursului anual al studenților arhitecți, ediția 11. Numele meu este Iftimescu Lia și am onoarea de a reprezenta echipa CASA în cadrul festivității de astăzi. Cu siguranță, ediția de anul acesta a trecut prin mai multe obstacole, dar ne bucurăm... Vezi, Lia, că abia acum am intrat live. Așteaptă o secundă să punem link-ul pe Facebook, că chiar nu-i nimeni deocamdată. Așteaptă un pic. Scuze. Am văzut acolo on, vai, doamne. Awkward. Deci suntem pe YouTube, dar nu sunt abia 3 persoane acum, gata. Deci mai așteaptă 2 minute. Ok. Din a treia încercare merge. Și eu zic să stăm puțin, să așteptăm să intre lumea. Dacă tot a trecut ora 3 și nu suntem puncte. Na. Bună. Bună ziua tuturor, vom începe în câteva minute.
Salutare tuturor și bun venit la festivitatea de premiere a concursului anual al studenților arhitecți, ediția 11. Numele meu este Iftimescu Lia și am onoarea de a reprezenta echipa CASA în cadrul evenimentului de astăzi. Cu siguranță ediția de anul acesta a trecut peste mai multe obstacole, dar ne bucură faptul că ne putem vedea și sub aceste circunstanțe. CASA este o provocare și acum știm că a fost una pentru toți, pentru participanți și pentru profesori și juriu, cărora le suntem recunoscători pentru buna colaborare și înțelegere de pe parcursul anilor de tradiție CASA, deoarece, aflându-ne la 11-a ediție, cred că știm cu toții că vorbim despre nu vorbim despre orice fel de concurs, ci despre minunatul prilej oferit de facultățile de arhitectură care înțeleg importanța contextului ce se creează prin CASA. Vorbim despre cunoaștere, despre întâlnirea, comunicarea și schimbul de experiențe între studenți, despre primul contact al viitorilor colegi de breaslă. Pe parcursul anilor am adunat amintiri din aproape toate colțurile țării, despachetând primul bagaj la București în 2011, apoi din capitală am tot bifat pe hartă orașele mari, întâlnindu-ne la Sibiu, Brașov, Târgu Mureș, schimbând direcția la Baia Mare, revenind la Cluj, apoi Sighișoara, explorând extremitățile de la Arad și Iași, ajungând anul trecut să celebrăm centenarul în cel mai potrivit loc, în inima țării, la Alba Iulia, între zidurile cetății medievale. Putem spune că suntem niște călători, turiștii care au văzut potențialul și vor să facă o schimbare. Numai bine că anul acesta am călătorit la litoral, chit că nu era sezonul estival, am împins limitele concursului până la marginea Mării Negre, unde am întâlnit un spațiu de poveste. Dar, cu siguranță, nimeni nu este mai potrivit să vorbească despre concursul CASA ca Adrian Pop, fondatorul concursului, care în prezent este arhitect și profesor la Facultatea de Arhitectură din Cluj. Bună, Adrian! Bună, mulțumesc că m-ați invitat din nou la ediția 11. Pentru mine, de fapt, prima în care nu mai sunt implicat. Eu, anul acesta, n-am mai făcut parte din echipa de proiectare de la anul 2. Într-adevăr, emoționant, 10 ani, 11 ani de când am început să pregătim acest concurs și vă felicit că ați reușit și în acest an, și pe voi, și mai ales pe studenți și pe cadre didactice, care cred că au avut niște provocări suplimentare de a trece prin această perioadă foarte ciudată. Și cred că e important să reușim, cât mai avem de trecut în această perioadă, să ne păstrăm obiectivele, să tragem mai tare și să găsim sens în această experiență. Și faptul că ați reușit să încheiați încă o ediție și să participați la acest concurs dovedește că ați reușit să găsiți acest sens. Așa cum foarte frumos ai spus, și pentru mine, deși am și concurat, să zicem, ca și susținător, de fapt, indirect al concurenților, am simțit această competiție întotdeauna doar secundar. Pentru mine întotdeauna a fost mai important acest concurs din prisma colaborării și, așa cum ai spus și tu, a cunoașterii, a călătoriei, a prietenilor legate pe parcursul anilor și în final, la fiecare ediție, această sărbătoare. Cred că e foarte important, după orice efort, cum este un proiect și un concurs, să ne alocăm timp, să ne detașăm și să analizăm ce am reușit să facem, să învățăm din asta și mai ales să sărbătorim. Astăzi este o zi de sărbătoare, mă bucur că avem din nou sărbătoarea numărul 11 și vă urez o încheiere și o zi cât mai bună. Mulțumesc din nou pentru invitația de a vă fi alături. Mulțumim mult, Adrian Pop, și de asemenea, ținem să îi mulțumim sponsorului nostru, Inspired by All Plan, lui Dan Moraru. Bună, Dan! Nu știu dacă Dan ne aude. Dan, deschideți microfonul. Am deschis microfonul. Așa, ok, stai că am pregătit și o prezentare. Imediat dau un share screen. Ok, sper că se vede. Este ok? Da, se vede. Se vede, da? Bună ziua și mulțumesc pentru invitația la acest eveniment și vă felicit pe toți pentru efortul pe care l-ați depus pentru acest concurs.
Cred că pentru cei mai mulți dintre voi este primul concurs la care participați, dar aș vrea să vă spun că acesta a fost doar primul dintr-o serie lungă de competiții pe care meseria de arhitect vi le va scoate în cale. Mă numesc Dan Moraru și sunt fondatorul firmei Albinet, partenerul principal al concursului la care tocmai ați participat. Astăzi vă voi vorbi despre câțiva pași spre succesul în carieră, așa cum i-am observat noi de-a lungul anilor de pregătire a zeci de mii de studenți, arhitecți și ingineri. Pentru început aș vrea să vă dau câteva repere care ne definesc compania și aș vrea să încep cu câteva date despre cine suntem. Povestea noastră începe în 1992, când NMCK România Sales and Support, așa ne chemam pe vremea aia, a adus în țară primele software pentru industrie, printre primele software pentru industria construcțiilor. După numai 2 ani am înființat în cadrul Universității Ion Mincu din București primul laborator CAD NMCK. În 2007 am zis să facem un pas înainte în privința cursurilor pentru studenți și am organizat prima școală de vară All Plan, acum un eveniment mult așteptat an de an, în care timp de o săptămână la mare învățăm și ne distrăm și pe plajă. Anul acesta, cu mare părere de rău, trebuie să dăm skip, dar așteptăm ediția 2021. Anul trecut am atins capacitatea maximă la acest eveniment, pentru până de desfășurarea evenimentului, aproape 200 de studenți. Ne numim din 2018 Albinet pentru a reflecta mai bine evoluția noastră. Apropo de evoluție, astăzi ne mândrim cu peste 1500 de firme ce ne sunt clienți, ceea ce înseamnă mai bine de 4000 de utilizatori ce folosesc programele pe care le distribuim și le implementăm în România. Cum se reflectă acest lucru și în educație? În fiecare an pregătim peste 1000 de oameni, atât în România cât și în restul lumii, ceea ce, credeți-mă, este un efort considerabil, dar care totodată ne dă și cea mai mare satisfacție. Haideți să vedem cum vă putem sprijini și pe voi, pe cei care vor să exceleze chiar în primii ani ai facultății. În primul rând începem până a fi prezenți exact acolo unde sunteți cam zi de zi, vorbesc de perioada, bineînțeles, COVID-free, adică în facultate. Avem o echipă de 35 de studenți și profesioniști, răspundiți în toate centrele universitate de profil din țară. Ei țin cursurile în laboratoare BIM puse la dispoziție de facultăți sau, unde nu e cazul, create chiar de noi. În ultimele luni, toate aceste lucruri, după cum ați văzut, s-au mutat online și mă bucură că mulți dintre voi ați fost consecvenți și le-ați urmat până la capăt. Primul loc unde aceste cursuri fac diferența, sigur, chiar la acest concurs, le avem în imagine pe cele două câștigătoare ale premiului al plan de anul trecut. Învățaseră programul la fel ca voi, cu doar câteva luni înainte și iată au reușit să facă o figură frumoasă. Mai departe, chiar una dintre fete a intrat în echipa reviste de arhitectură Arhitext. Am ajuns la, bineînțeles, la cireașa de pe tot al proiectelor de arhitectură și anume vizualizarea. În mai 2018, exact acum de ani, am reușit să obținem pentru voi, studenții din România, licențe educaționale Lumion gratuit. De atunci, în fiecare an, generăm, cred că, peste 1200 de licențe, iar rezultatul se vede chiar în minunățiile pe care le prezentați la finalul modelării 3D și la prezentarea proiectelor. Anul trecut am avut o echipă din Iași a câștigat premiul Lumion cu un clip spectaculos, considerând că își luaseră pentru prima oară licența chiar în urmă cu câteva săptămâni. L-am pregătit aici, o să-l rulez. Sper că se aude și sunetul. Thank you.
Toate aceste resursele găsiți, educaționale, le găsiți și în online. Avem un site nou, interactiv, în care avem în lucru chiar adăugarea și alte secțiuni decât cele pe care le puteți vedea în acest moment. Una dintre ele va fi chiar zona joburilor, unde vom facilita comunicarea directă cu biroul de arhitectură, așa că fiți pe fază. Suntem, ca să spun așa, și o, bineînțeles, și o companie sociabilă, deci în social media și YouTube aveți chiar tutoriale gratuite, webinare și anunțuri chiar despre joburi, concursuri și alte evenimente de interes. Îmi face o deosebită plăcere să prezint și un pic și doi dintre studenții pe care am pregătit chiar din primii ani ai facultăților, din primii ani ai facultății de arhitectură și care astăzi sunt arhitecți premiați și aclamați la scară largă. Încep cu arhitecta Anda Manu, așa cum vedeți și în cuvintele Andei, colaborează cu studenții talentați și pregătiți pe care îi recomandăm. Poate fi chiar o șansă pentru voi de a învăța de la unii dintre cei mai buni. Anda și-a creat propriul birou de arhitectură și s-a specializat pe design interior în zona de office. Proiectele lor au fost despremiate, ultimele două fiind chiar pentru excelență la concursul German Design Awards. Iată câteva din proiectele realizate de biroul ei de arhitectură. În al doilea exemplu, Florin face parte din echipa Architect Service, condusă de un vechi client și prieten, Costi Ciurea. Și Florin a fost pregătit de noi și recomandat, iar să semnează și coordonează procesele BIM la proiecte cunoscute în toată țara și chiar în lume. Vă dau exemplu proiectul clădirii Green Court în București, deoarece are poveste interesantă. Acum aproximativ 10 ani, gigantul Skanska a decis să intre pe piața din România și își căuta colaboratori pentru proiectul acestei clădiri de birouri, dar nu orice tip de colaboratori, ci exclusiv proiectanți care lucrau BIM. Architect Service a avut un avantaj major datorită al plan și a faptului că au implementat colaborarea digitală. La acest proiect și-a adus un aport major și o altă fostă studentă, Alexandra Raduslav, ce tocmai terminase facultatea de arhitectură și câștigase concursul Îndrăznește, organizat de noi împreună cu revista Arhitect. Alexandra câștigase premiul cel mare, o lună de practică la un birou faimos din München. Iată, așa cum o să pe prezentare. Ok. Am ales un film de pe YouTube care să vă prezinte complexitatea coordonării unui astfel de proiect, dar ușor de realizat, să zicem noi, și elaborat cu alt plan. Ok, dacă cumva adormise interesul, sper că vi l-am trezit din nou pentru a gusta din, să spunem, în viața de arhitect chiar de acum. Haideți să vedem care sunt pașii
pe care vi propunem. Începem cu la cursuri cu module de bază și cele pentru avansați, unde veți avea intercalate workshop-uri tehnice. Vom aduce companii care să vă prezinte materiale și tehnologii folosite în construcții și care vă fac demonstrații live despre ce se întâmplă, despre cum se întâmplă, să spunem, lucrurile în practică. În etapa următoare vom avea cursuri organizate online în perioada 20-31 iulie, la finalul cărora vă veți putea înscrie și la un concurs interdisciplinar. Examenul de certificare este esențial și obligatoriu pentru a vă putea recomanda mai departe clienților noștri pentru internship-uri. Și de asemenea, cei care doresc au șansa să devină și formatori. De ce? Pentru că am făcut anul trecut un curs un experiment la Chișinău, am oferit licențe educaționale unui centru de training din Chișinău, pe care îl frecventează copiii de școală primară și generală, și câteva săptămâni mai târziu ne-am trezit cu aceste imagini. Copiii de 6-8 ani își prezentau lucrările, și anume căsuțe modelate chiar de ei în alt plan. Și asta sub îndrumarea unei studente, Catarina Modărcă, care anul trecut a participat la cursurile noastre și la concursul CASA. Deci nu mă poate contrazice nimeni că a lucra în alt plan nu este decât o joacă de copii. Iarăși la liceu lucrurile devin puțin mai serioase, dar an de an avem câteva zeci de elevi care își au certificatul de utilizator al plan și care dau mai departe la universitățile de arhitectură și inginerie. Așa cum vă spuneam la început, în facultate puteți învăța și vă veți putea perfecționa semestru de semestru în cadrul cursurilor. Ca în orice meserie, ideea este să fiți la curent cu funcționalitățile din versiunile noi de software și să rămâneți mereu competitivi. Așa că pregătiți-vă de acum mindset-ul unui profesionist de succes. Aș vrea să urez în încheiere felicitări celor care vor câștiga astăzi premiile oferite de noi și vă așteptăm în continuare cu proiectele pentru premiile speciale Allplan Architecture și Lumio. De asemenea, vă invit pe pagina Facebook Allbeam.net pentru a juriza împreună aceste lucrări. Vă mulțumesc pentru participare și mulțumesc încă o dată organizatorilor pentru invitația la acest eveniment. Da, mulțumim din nou. Este minunat să avem sprijinul echipei Allbeam.net împreună cu Allplan și Lumion alături de noi. Acesta este un program de viitor și clar este foarte important pentru tinerii arhitecți să învețe să lucreze în acesta, lucru pentru care îi încurajăm și noi să participe la competiția pentru premiile Allplan și Lumion, lucru pentru care încă mai este timp până pe 26 mai, ora 23, să se înscrie. Găsiți toate informațiile necesare pe site-ul nostru, unde este regulamentul și un videoclip cu un filmuleț cu informațiile necesare pentru a vă integra proiectul în concurs. Iar pentru că orice concurs nu ar avea finalitate fără o dezbatere a proiectelor, le mulțumim juriului nostru, fără de care nu am fi putut duce la bun sfârșit acest concurs. Le mulțumim arhitecților Alexandra Berda, Marius Mitran, Irina Filofi, Petra Bordea, Mircea Pasvari, care sunt astăzi alături de noi, cu excepția Irinei Filofi, care nu a putut participa, însă îi mulțumim pentru ajutorul acordat. Le voi preda de acum cuvântul juraților pentru a prezenta mai multe aspecte despre proiectele ediției acesteia. O să încep eu. Bună ziua, numele meu este Marius Mitran. În primul rând, cred că un lucru important de menționat e că anul acesta concursul a avut o temă foarte bine scrisă. Am apreciat cu toții cumva, cred că, dincolo de cei care au predat lucrările lor la concurs, chiar și noi în juriu am văzut cumva complexitatea temei și am apreciat foarte mult toate alegerile făcute, plecând de la teren până la felul în care s-a descris întregul context și studiile realizate și puse la dispoziție studenților. Dincolo de chestia asta, eu personal sunt crescut la mare, deci a fost foarte interesant să văd felul în care oamenii se raportează la acel loc, dincolo de
adică oameni care vin din toată țara, care au trăit în alte locuri și cumva contactul lor cu marea a fost destul de punctual vara sau în funcție de interesul fiecăruia sau legăturile fiecăruia. Așa că pentru mine personal lucrul ăsta a fost, am urmărit cu atenție fiecare proiect să văd cum și-a pus problema și cum a încercat să înțeleagă dincolo de terenul efectiv pe care l-au avut ei de studiat, locul în sine și orașul și marea în primul rând, poate. Apoi, cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei, mulțumim studenților care și-au pus efortul și timpul lor în a lucra pentru acest concurs, mai ales pentru anul 2, concursul devine un instrument foarte bun de a descoperi și de a descoperi lucruri care cumva sunt dincolo de ei și dincolo de lucrurile pe care le pot atinge imediat. Motiv pentru care, încă o dată, vă mulțumim pentru lucrările voastre, deși a fost un efort susținut de 3 zile, am apreciat fiecare proiect în parte. Fără a fi cumva lăudăroși, e destul de important să precizăm că au existat grade diferite de înțelegere, să le spunem așa. Motiv pentru care, evident, au fost o serie de proiecte care au tratat destul de superficial între concursuri și poate merită precizat și lucrul ăsta. În același timp ne bucurăm foarte, foarte mult că au compensat, de fapt, foarte multe proiecte care s-au întrecut cumva prin maturitate pe ei înșiși și cumva, să zicem, perioada de studii în care se găsesc, iar lucrul ăsta cu toții cred că l-am apreciat foarte tare și sunt convins că o să-l apreciați și voi odată ce o să vedeți proiectele din concurs. Eu personal mulțumesc colegilor din juriu pentru 3 zile intense de dialog și lupte acerbe, răsturnări de situație și cumva de la o zi la alta fiecare dintre noi și-a luat timpul să integreze restul opiniilor în jurizare și cred că prin asta e destul de important ca cei care au participat să vadă ceea ce noi am considerat că trebuie premiat în acest concurs. Motiv pentru care cred că putem să trecem direct la proiecte și să începem să discutăm un pic despre ce a generat această ierarhie. Noi am ales un număr de 15 proiecte pe care le-am considerat că au depășit, să zicem, o linie generală a tuturor celorlalte proiecte, dintre care 10 s-au înscris într-un short list și fiecare dintre ele, nu o să intrăm, din păcate, acum în detaliu, dar toate cele 10 merită să primească această înscriere în topul celor 15, urmând ca la finalul discuțiilor dintre noi, noi am ales 5 proiecte pe care le considerăm că merită să fie câștigătoare și aș pune lucrurile în această perspectivă. A fost destul de greu să alegem între ele. Toate 5 au aturi foarte puternice și în primul rând prin felul în care au înțeles tema. E destul de important cumva să îți iei și libertăți în a înțelege lucrurile care ți sunt oferite și cred că fiecare dintre cele 5 proiecte are acest factor, a trecut dincolo de o primă lectură a unui document și a reușit să-și creeze propria înțelegere a felului în care acel loc ar trebui sau nu ar trebui să continue în oraș. Aș ruga pe
colegii mei, dacă au și ei la început ceva de adăugat, să o fac acum. E destul de important cumva să le oferim tuturor cât mai multe detalii despre cum a decurs procesul nostru înainte de a trece efectiv la proiecte. Vă rugăm să vă deschideți microfoanele dacă... Da, chiar, vă rog. Toată lumea cred că ar putea să deschidă. Alexandra, Mircea, Petra. A, scuze. Acum am auzit, nu? Da, da. Așa, da. Bună. Da. Bună, Marta, acum te-am văzut. Eu vreau să zic și eu, la modul general, așa... Adică ai vorbit super fain, Marius, din, nu știu... din prisma așa tuturor juraților, așa ca entitate. Dar vreau și eu să le mulțumesc tuturor studenților participanți și cu precădere să-i felicit pe cei care au intrat pe shortlist. Cred că și eu pot să vorbesc în numele întregului juriu când spun că cu toții am convenit că acestea au fost una dintre proiectele pe care noi am considerat că în ansamblu aveau premise foarte bune sau în particular erau chiar aveau particularități excepționale, așa că merită să lecturați proiectele astea izolate de noi, că au ceva strong acolo. Și vreau să le mulțumesc în special celor cinci care într-adevăr ne-au dat bătăi de cap și au dus, cum să zic, discuția de arhitectură și de argumentare a juriului la un nivel foarte înalt. Și, nu știu, a făcut experiența foarte mișto și pentru mine, așa ca membru jurat, datorită faptului că sunt foarte bune, sunteți foarte buni o grămadă dintre voi. Chiar proiecte foarte bune, deci, pe lângă faptul că astea cinci, toate, vă zic la modul general, au o înțelegere incredibilă a contextului, unul dintre voi chiar o înțelegere foarte complexă a contextului și a temei, evident. Pe lângă asta, voi chiar ați adoptat o atitudine în fața terenului și în fața temei în sine. Unii dintre voi chiar ați adoptat o atitudine chiar și în fața temei, ceea ce mi-a plăcut enorm. Și nu doar că ne-ați prezentat un proiect și un obiect de arhitectură pe o temă și o cerință exact de clară, ci ne-ați prezentat un adevărat sistem de gândire. Ceea ce mie mi s-a părut absolut unic și a fost foarte mișto să lecturez proiectele astea și să-mi fac procesul ăsta de argumentare în care am încercat să vă departajez și vreau să vă zic modul meu în care am încercat să vă departajez a fost la un moment dat invers, adică după ce v-am văzut punctele foarte tari, am încercat să vă găsesc nod în papură și să văd alea sincopele și scăpările și am dus procesul invers efectiv de argumentare ca să pot să vă departajez. Ce să vă mai zic? Mi s-a părut o experiență foarte, foarte tare și, nu știu, abia aștept să vă prezentăm și să asociez cumva fața cu personajul, cu creatorul. Eu abia așteptam să vă întâlnesc și, cum a spus și Marius, mi se părea că experiența așa, responsabilitatea cumva educativă a unui astfel de concurs, fiindcă voi adresată vouă, studenților de anul 2, n-ar fi putut să fie una completă fără o, nu știu, așa, să ne întâlnim cu toții și să discutăm pe marginea proiectelor și să vă zicem cumva cum am încercat noi să înțelegem gândul vostru primordial și conceptul vostru. Sper că am reușit să-l găsim și să-l vedem. Foarte fain, adică vă mulțumesc celor cinci ăștia cei mai tari că, nu știu, cumva mi-ați amintit de ce iubesc profesia asta foarte tare. O să înțelegeți voi de ce e important mai târziu să-ți amintești asta, că practica totuși e destul de păcătoasă, mai ales în România. Felicitări tuturor, așa, la modul general, înainte să intrăm în discuții particulare, eu vă felicit pe toți. Foarte tare. Am eu atât am.
Nu, vreau să spun și eu două cuvinte pentru că gândurile mele așa se continuă, cred eu, frumos tot ce ai spus tu. Și eu practic de 10 ani, adică am terminat facultatea acum mai bine de aproape 10 ani și mi-a lipsit mult discursul ăsta pe idei și pe concepte. Și pentru asta, na, vă mulțumesc colegilor din juriu și mulțumesc tuturor participanților la concurs și studenților pentru că ne-ați oferit ocazia asta. Și mi se pare un super câștig pentru voi, în final, și un curaj că ați pus în fața unor oameni care sunt un pic detașați acum de tot mediul ăsta academic, cel puțin eu, și ați pus în fața lor ideile voastre, ei urmând să le judece prin filtrul lor de arhitecți în practică, zic eu. Și în final, o idee pe care cumva vreau să o încerc să o demitizez mereu în fața studenților sau arhitecților mai tineri este că practica e foarte diferită de școală, ceea ce este adevărat, dar în același timp cele mai importante skill-uri cu care ar trebui să ieși din facultate, și anume abilitatea asta de a traduce concepte în spații și de a crea experiențe meaningful, nu știu cum să le zic mai bine de atât, pentru cei pentru care construiți, se învață în școală și e foarte importantă și în practică. Adică asta te detașează mult ca arhitect și te face să fii un arhitect bun. Deci învățați să faceți asta în școală. Învățați să fiți clar în gândire, învățați să aveți o atitudine și o intenție față de lucrurile pe care le faceți. Altceva ca proces de jurizare, pentru mine a contat foarte mult simplitatea gestului, intenția, evident, să înțeleg repede atitudinea față de temă și față de teren. Așa cum a zis și Petra, cele 5 proiecte fac lucrul ăsta cu foarte multă maturitate. Au atitudine clară față de teren, au atitudine clară față de temă și o comunică repede, adică o comunică cu gesturi puține, ceea ce e un lucru foarte matur și foarte de apreciat. Și cam atât aș vrea să spun. Felicitări tuturor și numai la cât mai multe concursuri, să zic, și succes în carieră. Să zic și eu două, trei vorbe înainte de a trece la decernare. Cred că în prima zi de jurizare am întrebat organizatorii dacă studenții, în ce an sunt studenții. Dacă chiar sunt în anul 2, pentru că nivelul concursului în general a fost atât de ridicat, cât inițial am întrebat și pe colegii de jurizare care au studiat în altă parte, dacă, adică comparativ cu ce făceam eu în anul 2, e mult peste. Și multe dintre proiecte, nu doar cele din shortlist, poate 30-40 de proiecte din 100, iar sunt extraordinar de bune, foarte bine prezentate, o maturitate și o înțelegere și deja o experiență în anul 2 de a face niște planșe de competiție mult, mult peste așteptări. Asta ne-a dat nouă juriului 3 zile o bucurie foarte mare pentru mine și cred că pentru toți membrii de a avea o bază pe care să discutăm și o inspirație pentru profesie în general, adică vorbim despre școală paralel cu viața profesională de zi cu zi, dar pe mine m-a ajutat foarte mult, adică mi-aș dori să am experiențe de genul ăsta și să aducem viața academică mai mult în viața profesională, să ne inspire mai mult. Au fost proiecte care ne-au făcut să ne întoarcem la ele, să le recitim, să ne uităm din nou pe planșe, pentru că dezvăluiau atât de multe lucruri încât nu erau plictisitoare, nu te uitai pe planșe și aveai o decizie
A fost greu să facem un clasament, chiar și primele 15. Și a fost și o bucurie să ne uităm de mai multe ori pe ele, să le gândim din nou, să le discutăm din nou, le-am discutat și rediscutat. Iar când am ajuns la ultimele proiecte, într-adevăr, acolo a fost foarte multă dezbatere. Adică, cred că au fost undeva la multe ore dezbătute pe 3-5 proiecte. Și asta arată cât de multă dedicație ați avut, cât de mult ați muncit și totodată cât de buni sunteți pentru anul 2 și în general ca arhitecți. Adică nu vorbim doar de anul 2, vorbim de oameni care iubesc meseria asta și profesia și clădirile și construcțiile. Eu vă felicit pe toți și vă încurajez să participăm în continuare la cât mai multe concursuri și să producem cât mai multe lucruri frumoase. Da, e adevărat, acest concurs realizează foarte multe lucruri frumoase. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să-i mulțumesc lui Sebastian Ionescu pentru sprijinul acordat. Datorită lui am reușit să ne ancorăm anul acesta la Constanța și datorită sprijinului primăriei de la Constanța. Aș mai vrea să menționez faptul că, din motive personale, Dan Leah și Miruna Tutoveanu nu au putut participa la jurizarea de anul acesta, astfel am apelat la sprijinul membrilor jurului spleanț. În continuare, vom afla care sunt câștigătorii de anul acesta. Într-o secundă, din motive tehnice, durează până se încarcă. Și invit pe membrii jurului să spună cât mai multe despre proiecte, pentru că sunt cu adevărat extraordinare. Noi o să încercăm, dacă vreți, să facem o mică simulare a ceea ce s-a întâmplat între noi, în ideea în care să încercăm să participăm cu ideile principale pe care noi le-am discutat zilele trecute, evident, pentru fiecare proiect în parte. Trebuie să țineți cont că deciziile noastre de departajare au atins o limită a raționalului, după care trebuie să înțelegeți că au existat niște afinități ale fiecăruia și discuțiile s-au mutat într-un fel de luptă așa cu noi înșine. De asemenea, din capul locului, cred că trebuie precizat faptul că toate cele 5 proiecte dovedesc o putere foarte mare de înțelegere a felului în care înseamnă să trăiești, iar lucrul ăsta l-am căutat noi foarte, foarte mult în toate proiectele, să vedem cum ajunge fiecare dintre cei care au predat planșele la concurs să-și pună problema asupra ideii, în general, de a trăi. Iar funcțiunea principală cerută prin tema concursului, fiind locuire, cumva a venit, s-a suprapus peste ce s-a întâmplat acum, e destul de greu să nu judecăm cumva și în introducerea de astăzi s-a făcut de câteva ori referire la situația aceasta de pandemie pe care o trăim. E destul de interesant să ne imaginăm ce se întâmplă după sau acum poate e destul de complicat să ne dăm seama ce au însemnat lunile, cele 2-3 luni care au trecut. Dar mă cert faptul că fiecare dintre noi a ajuns să petreacă cu mult mai mult timp în locuință. Pentru noi a fost destul de interesant să vedem și din perspectiva asta. Revenind la ideea aceasta de a trăi, e o recomandare personală, e că fiecare dintre noi ar trebui să rulăm o serie de scenarii. Nu trebuie neapărat să trăim fizic lucrurile, dar trebuie să fim capabili să ne imaginăm cât mai multe scenarii de a locui în spațiu. Iar cele 5 proiecte, o să vedeți și voi în planșe,
reușesc fiecare dintre ele să creeze un loc special unde, ca o mică sugestie, puneți-vă în locul ăla și imaginați-vă că sunteți acolo și ajungeți să locuiți în fiecare dintre cele 5 case. Noi am făcut chestia asta destul de mult. O să începem cu mențiunile. Nu există neapărat o ordine anume a lor. Am considerat că nu asta e ideea, să le separăm, ci pur și simplu să le premiem. A fost destul de important să vină ca două proiecte care s-au aflat acolo, destul de sus. Spre nefericirea lor, au existat alte trei proiecte care le-au luat fața. Dar asta nu înseamnă că a fost ușor pentru noi să facem alegerea. Cam atâta. Cred că proiectele o să reușească să vorbească destul de bine despre discuțiile care au apărut și problemele pe care noi le-am ridicat în a juriza fiecare dintre cele 5 proiecte. O primă mențiune, dacă vreți, n-am un buton aici. Să dau mai departe. Puntele de suspans. Deci, locul, prima mențiune, Toporan Victoria, felicitări în primul rând, a fost un proiect... Poți să faci cu mâna să te vedem. Da, exact, dacă poți să intri cumva noi aici, ar fi foarte interesant. Mulțumesc! Felicitări, exact. Să știi că noi am discutat destul de mult proiectul tău. E unul dintre proiectele care a făcut o distinție foarte clară între felul în care ar trebui să se așeze spațiul acesta al casei, volumul casei pe teren și ce rezultă între. E o atitudine, noi am interpretat-o ca fiind o atitudine foarte clară de a ocupa acest front la stradă și de a oferi un fel de safe haven, cumva, în acest monovolum. E un loc destul de protejat de tot ce înseamnă apropierea cu marea, care poate pentru mulți devine un loc pe care vor să-l vadă 24 de ore pe zi tot timpul anului. Însă realitatea e că acel loc are și părți violente care îți creează foarte multe nevoi de a te apăra, de a te proteja de tot ce înseamnă mediul exterior. Iar în proiectul tău noi am considerat că este un punct foarte important. Devine efectiv, cum spuneam, un safe haven înăuntru unei cutii destul de bine conturate și fără prea multe decorații gratuite. Lucrul ăsta a generat iarăși o curte foarte mare, un teren. Noi am discutat foarte mult ideea de valoarea terenului propriu-zisă, înainte de a veni și a construi ceva, ce înseamnă locul ăla. Și, evident, poate tema și studiul istoric a arătat modificări ale unei zone un pic mai mari de-a lungul timpului. Iar pentru noi a fost destul de fain să observăm că e ca un fel de loc, curtea aia a fost prezervată în sensul că rămâne destul de neocupată și felul în care se intervine asupra ei e foarte sensibil și există doar niște alei. În rest rămâne un loc liber cum a fost până acum, iar clădirea se trage spre stradă și creează acest dialog cu restul caselor din acest front și nu numai, cumva din vecinătate. Evident, povestea ta e foarte frumoasă cu această bibliotecă care e un fel de arhivă a locului și a mării și a unor multe lucruri care s-au întâmplat acolo. În general,
și obiectul e foarte bine rezolvat, e foarte interesant, creează o grămadă de locuri intime în întreg parcursul său. Una peste alta, un proiect foarte bun. Noi ne-a plăcut să-l discutăm și să ne analizăm. Lucrurile întotdeauna au venit cumva etapă cu etapă și am descoperit lucruri noi, uitându-ne mai bine și reîntorcându-ne la el. Cum zicea și Mircea, procesul ăsta a fost destul de interesant. Trecut prin proiecte, ne-am întors de la ele, le-am reanalizat. Am încercat să le descompunem, să găsim părțile care sunt mai puțin bune, dar nu cred că e cazul să facem așa o analiză la sânge în momentul ăsta. Una peste alta, să știi că ne-a plăcut. Felicitări! Vă mulțumesc! Ai întrebări către noi, cum ar veni, ar fi foarte fain să mi le adresezi. E momentul tău să ne întreb lucruri. Nu știu dacă te-ai pregătit pentru așa ceva, dar dacă îți trece ceva prin cap, pur și simplu întreabă-ne. Eu vreau să spun și eu, dacă nu, ceva. Te rog. Eu vreau să zic că chestia la modul general despre cele două mențiuni, adică să nu înțelegeți ierarhie. Pentru mine, de exemplu, dacă podiumul ar fi avut un al patrulea loc, voi acolo trebuie să vă simțiți, frate, pe podium, pe locul ăla. Fiindcă chiar au fost atât de discutate proiectele astea că, nu știu, mențiunile astea, așa să vă simțiți. Uite, de exemplu, pentru proiectul ăsta, eu nu mai răiau că tu clar ai o înțelegere a contextului și a spațiului foarte, foarte bun. Dar vreau să zic ce am făcut eu, procesul invers, în care ți-am zis, încercam să-ți găsesc nod în papură așa, ca să te departajezi și să-ți spun de ce te-am departajat eu într-un final. Și are ceva legătură cu firul narativ pe care ni l-ai propus tu, așa, din parcursul ăsta, dinspre stradă, până în cel mai intim locșor din casa ta. Și exact faptul că tu ai simțit și ne-ai explicat că e foarte important și că the real entrance a casei este din grădină, mi-a dat hintul cel mai important, poate cea mai importantă relație a ta era faptul că prin grădină toată casa se raporta la mare și la faptul că e o casă la mare, vorbim de o casă la mare. Dar pe de altă parte, uite, asta a fost observația una dintre colegii de jur și mi-am dat seama și eu imediat, într-adevăr, că parcă, da, într-adevăr, n-ai pus atât accent pe parcursul ăsta, adică aproape că dai așa pe după colțul clădirii și nu sunt chiar în inima grădinii să simt spațiul ăla și după aia să mă duc în casă, știi? Deși poate că aici greșesc, că poate ar fi absolut suficient faptul că m-ai dus prima oară acolo înspre grădină și după aia înspre casă. Deci vreau să spun e că ai făcut o casă super tare, o grădină super tare, doar că eu nu am înțeles care e mai puternică decât care, ce se subordonează cui. Și atunci aproape că au fost membri din juriu care au afirmat foarte drastic așa și dramatic cum că nu există relație de fapt a casei cu grădina, fiindcă atunci când tu nu le pui într-un raport, adică nu-i mai înțeleg raportul, aproape că pot să afirm că nu sunt în niciun raport, adică că nu au nicio legătură. Evident, în mod absolut direct, e fereastra și modul că comunică, dar am simțit, eu personal, că aici îți stă un pic sincopa în tot procesul tău de proiectare, în care n-ai dus până la capăt gândul ăsta, care mi s-a părut cel mai important gând al proiectului tău. Și în care trebuia să ne explici care e mai importantă, grădina sau casa. Și după aia intram în casă și mă plimbam în universul ăsta super fain pe care l-ai gândit și l-ai propus. Chiar vreau să zic că e unul dintre cele mai bune contopiri ale temei complementare cu locuința. Mi s-a părut foarte fain că ți-ai imaginat asta, adică hai să fim serioși, câți dintre noi nu s-au gândit că vreodată ar vrea să locuiască într-o bibliotecă? Adică e super tare! Și spațiile pe care le-ai creat, plimbarea, toată povestea asta din interiorul obiectului și îmi place inclusiv că nici n-are de-a face cu exteriorul, adică e atât de tare, știi, că e casa aia acolo, e aluzie la, exact, știi ce ar trebui să fie casa de pretutindeni, știi, adică nici nu contează unde e. E foarte... Probabil, Petra, chestia cu, adică...
aparenta neimplicare, lipsa relației între cele două. Păi adică, asta îi susținea, asta îi susținea, da, în continuare, da, pe, lăsai loc, nu știu, întrebării, știi, oare cum, știi? Și o să zic ce am făcut eu, că în fond procesul meu de jurizare a fost același, să vă modific mental proiectul, încât să mă gândesc dacă aș fi dus într-o direcție în care îți susținea mai bine gândul, care gând inițial absolut foarte tare. Și după parcursul ăsta al casei, mă duc pe punctul culminant, știi, care era cumva terasa, mă las să ies acolo. Mamă, și așa îmi venea să sar gardul ăla și să mă duc până în colțul ăla de acolo pe care l-ai pus tu, un colț, cel mai departe, să-mi desfac părul și să-mi las pletele în vânt. Și aproape că m-a deranjat că ai pus, că m-ai îngrădit, știi? Adică tu oricum trebuia să-i faci un capac casei, că na, trebuie să-i faci capac casei, că nu puteai, trebuia să-i protejezi pe omuleții care locuiesc acolo. Dar trebuia să lași, dacă tot ai făcut gestul ăsta de bunătate în care ai permis accesul pe terasa aia, trebuia să mă lași, frate, să mă duc pe toată terasa, că e prea tare, știi? Adică ești la mare și în locul cel mai de sus și ai cea mai bună conexiune. De fapt, asta era conexiunea ta cu marea, conexiunea intimă, directă, adică fără niciun fel de intermediar între mare, orizont, neant, tot ce trebuie acolo și casa ta. Dar aș fi trecut peste asta, fiindcă într-adevăr era un gârduț pe care poți să-l sari foarte ușor. Dar problema, ți-am spus, principală, mie mi s-a părut fix asta, că nu ai reușit să-mi arăți exact care e mai tare decât care, grădina sau casa. Amândouă foarte tare. Și m-am dus cu gândul... Da. Scuză-mă că te întreb, aș continua un pic, aș completa ce spui, apropo de gărduțul ăla de sus. Eu n-am mai discutat gardul proprietății tale. Dacă tu n-ai fi avut un gard la grădină și practic întreg dealul s-ar fi continuat, apropo de a conserva terenul într-un mod autentic, adică pur și simplu terenul tău nu e tot ăla. Tu zici, eu am nevoie de o casă care oricum e introvertită, dar nu mai are niciun sens să-mi închid gardul. Acum iarăși e un proiect de școală, da? Dacă ar fi dispărut limita aceea între grădina ta, terasa ta, curtea cu totul și dealul și să existe efectiv o continuitate între cele două, ar fi fost perfect. Și aia ar fi dat relația între cele două. Da, eu m-am dus cu gândul și mai departe, Marius, că mi-am imaginat că nu retrage volumul casei și că nu oferă, de fapt, acces în casă dinspre stradă. Adică eu m-aș fi dus atât de departe încât să fi desenat cu linie punctată că singurul acces pe teren e chiar dinspre plajă și să mă duci cu gândul că prin grădină trec la casa din fundul curții. Nu știu, e un gând, e o nemernicie, îți dai seama ce-ți spun acum, dar m-am dus atât de departe încât m-am gândit că poate dacă aș fi transformat așa, îți punea mult mai în valoare gestul tău primordial, așa că tu ai simțit acolo foarte bine. Da, ți-am zis, ăsta a fost motivul pentru care eu te-am departajat. Oricum, felicitări foarte tare proiectul. Mulțumesc mult! Da, felicitări și urmează să anunțăm următoarea mențiune. Marius, trebuie să zici ceva. Următoarea mențiune... Păi nu, este... dar... Da, adică... Să vorbești înainte. Hai că zic eu, următoarea mențiune e un proiect care s-a pus cu totul diferit pe terenul ăsta, dar cu toții am convenit că e unul dintre modurile bune în care poți să ocupi terenul ăsta și să te duci înspre un proiect foarte mișto. Și e cu totul și cu totul alt mod de ocupare a terenului decât cel precedent pe care tocmai l-am discutat. Dar încă o dată, să nu înțelegeți că există ierarhie între mențiuni, deci proiectele foarte, foarte bune, ambele. Și ăsta e un proiect care ne-a zis așa foarte clar și foarte direct, eu vreau să desenez pe toată conturul terenului. Eu vreau să ocup tot terenul, tot. Și cam asta pot să spun eu până, cred că și-a dat seama deja cine, nu știu, Marius, vrei să continui tu suspansul?
Păi eu zic să punem direct. A apărut. Păi continui tot eu atunci, că m-am lansat. Cine ești? Ridică și tu mâna azi. Ei, hey, bună! Aici. Felicitări! Mulțumesc mult! Super interesant să asociez creatorul, așa să-l văd. Foarte drăguț proiect, foarte bun proiect. Mie mi s-a părut unul dintre cele mai tari gesturi să te pui pe tot terenul așa. Foarte, foarte tare. Și iarăși, nu o să zic lucrurile pe care le-ai făcut bune, că am zis-o așa la mod general. Aveți o... Scuze, eu sunt pe telefon. Aveți oricum un simț al spațiului și un simț al contextului absolut deosebit și a avut o atitudine foarte bună pe terenul ăsta. E una dintre așezările care mie personal mi se pare că foarte poate să conducă la un proiect foarte, foarte bun. Și după aia îți spun de fapt unde ți-am căutat nodul în papură și de fapt cum am încercat să descoper sincopele din proiectul tău, tocmai ca un efort așa în care am încercat să pot să departajez proiectele. Și o să zic că unul dintre, practic e o chestie care, unul, m-a deranjat o problemă de limbaj arhitectural și în care tu ți-ai transpus ideea și care cred eu că nu îți susține gestul arhitectural. Adică ești foarte indecisă când ai arătat unele spații ca și cum logica lor intrinsecă și care le-o dat născare e de fapt prin substracție și nu prin adiție, cămeruțele alea din spate și pe care n-ai dus același limbaj pe camerele din față, cumva. E foarte... Aici mi-ai dat așa, mă gândeam, adică aici mi-ai dat să mă înțeleg că poate nu simți atât de... Adică limbajul nu l-ai pus atât de potrivit. Și mi se părea că gestul ăsta în care tu ai săpat acolo pe capătul din spate, mi se părea un pic că devine un gest pictural și nu un instrument arhitectural, înțelegi? Și, dar aș fi trecut peste asta, fiindcă asta e o chestie care cred că poți să o exersezi și din anul 2 o exersezi, asta sigur e ține de un exercițiu. Dar, de fapt, și de drept, problema mai importantă mi s-a părut că tu ai făcut referire la o casă, știi, că ideea ta era asta cu curțile, pe care toate relațiile între spații, mi se par că ne-ai lăsat să ne îndoim de relațiile dintre încăperi și dintre curți ele între ele. Pe toate le-ai pus așa într-o unică relație cu... și aceeași relațiile cu laturile astea ale terenului, adică toate se lipesc și sunt tangente la teren, dar nu știu exact care e relația lor între ele și a camerelor cu ele. Și mai mult decât atât, ăla care părea că e cel mai important, adică decupajul cel mai mare, l-ai căptușit cu un tip de spațiu interstițial care deja, deci pentru mine, începea să se bată cu curtea, mi se părea, n-am mai știut iarăși, care o fi mai important. Ambele spații super valabile, dar care nu, parcă nu m-ai convins că relația dintre ele e cele bune. Adică mă gândeam, oare e spațiul ăla, e galeria, e mai important, oare curtea e mai importantă, de ce prin galerie relația fiecarei încăperi cu curtea și după aia cu marea, știi? Adică devenea un pic... îți slăbea din forța gestului inițial faptul că ai lăsat să încapă îndoielile astea în care noi n-am mai înțeles foarte clar raportul. Și știi cum ți-am mutilat eu proiectul, l-am modificat puțin? Tu, de fapt, gândul tău inițial, eu văd așa o rețea, o matrice, zici că planul unui oraș, văd, pe care trebuia să-l faci așa construit, dar construit, cum să zic eu, prin adiție, adică cu ziduri pe care le ridici așa, o rețea, și în care dacă tot ai construit tot, începeai să-mi scoți unele curți sau altele și începeai să le gândești și să le controlezi dimensiunea și raportul, ele între ele și ele cu camerele interioare și după aia camerele interioare cu exteriorul și după aia cu exteriorul și mai îndepărtat și după aia cu orizontul și după aia cu cerul și după aia cu tot, știi? Eu am văzut genul de oraș, de citadelă pe care tu nu doar că n-ai ținut foarte bine în mână raporturile dintre aceste încăperi, dar nici limbajul arhitectural. Și a devenit așa, a devenit o pictură și, de fapt, un clișeu și nu un instrument arhitectural.
mi-a plăcut foarte mult că tu ai înțeles că terasa, adică că citadela asta, așa, să pată acolo, e ca un sit arheologic, ar fi fost doar pretextul, de fapt, a unei belvedere și a unui, nu știu, ai simțit tu că, de fapt, planul terasei e un adevărat nivel al casei tale. Numai că cum m-ai condus tu acolo, adică cum ai făcut firul narativ, știi, adică, cum să zic, accidental pentru un vizitator și ocazional pentru un locuitor, mi se pare că i-ai luat din importanță, fiindcă, de fapt, ăla era cel mai tare. Tu te-ai îngropat și te-ai așezat pe tot și trebuia să-ți acoperi și tu casa și trebuia să-i pui capac și să ne lași să ajungem acolo absolut liber și să ai relația aia cu orizontul, cu marea, știi? Adică și mai mult. Cuvinte, stai să mai zic o chestie. Scuze, da, scuze, rog. Zic că, să știi că atât de departe ne-am dus cu gândul și de lucruri din astea atât de mărunte ne-am luat de voi ca să vă departajăm, încât pe mine mi s-a părut că ai slăbit din puternicia asta a terasei, prin inclusiv faptul că ai plasat două obiecte, perisabile de altfel, că dacă mi le făceai construit era și mai rău, dar ai pus două corturi, acolo un cort și o pergolă, prin care tu ai simțit că acolo mai trebuie să fie un spațiu de ceva, că nu-i de ajuns doar placa asta, care crede-mă era de ajuns în accepțiunea mea. Deci acum vorbesc doar despre mine, nu pot să vorbesc decât în numele meu. Și eu nu m-aș fi dus pe terasa niciodată acolo ca să intru în cort. Adică eu m-aș fi dus, ți-am zis iarăși, să mă bată vântul și să mă uit la orizont și la nimic, știi? Și faptul că ai plasat astea, mi s-a părut că ți-o slăbit din gest și că n-a venit în sprijinul gândului tău. Gând care de altfel, iarăși, foarte frumos. Astea au fost motivele pentru care eu te-am departajat. Scuze, Mariu, zi tu. Eu vreau să mai zic un singur lucru legat de terasă. Cu alte cuvinte, practic, terasa aia, dacă nu faci un efort să ajungi pe ea, e un spațiu pierdut. Adică noi am discutat în ce măsură terasa aia trebuia introdusă într-un traseu care să aibă legătură și cu alte spații sau să aibă o altă logică, fără să o pierzi. Adică ni s-a părut că aici a suferit un pic proiectul ăsta și altfel, dacă nici nu știai de scara respectivă, nu ajungeai niciodată acolo. Ca așa spus mai simplu. De-aia ziceam accidental ca vizitator, știi, că dacă vezi așa, te duci, știi, și te trezești că eu aș lua o scară în casa unui, știi? Unui așa și fi ajuns accidental. Fac încă un comentariu aș vrea să mai fac. Ce ni s-a părut nou interesant apropo de tema proiectului și felul în care ați înțeles voi toți proiectul. Nu, adică e destul de greu să-l înscrii pe ăsta în niște regulamente de urbanism. Acum, noi fiind și activi în practica de arhitectură, automat devine un automatism și facem legăturile. Dar ce ni s-a părut interesant la voi toți e că ați ales să rediscutați felul în care regulamentele acestea există în momentul de față și să treceți de ele când ați simțit că e nevoie. Noi am apreciat foarte mult lucrul ăsta. Poate unii ar spune că înseamnă nerespectarea temei, dacă vrei să o iei direct, dar în același timp mi s-a părut o dovadă de imaginație și o dovadă de înțelegere a unui context fără a-ți pune niște bariere. Iar faptul că e un proiect de școală a permis chestia asta și, de fapt, și noi am încurajat tipul ăsta de atitudine și am privit-o ca ceva pozitiv, ca un fel de personalitate a fiecăruia dintre voi. Vreau să mai spun lucrul ăsta. Mircea, dacă vrei și tu să... Sigur. Să zicem și de bine mai multe lucruri. Ca să nu fii supărată că ai luat mențiune, să fii fericită. În primul rând, pe mine când m-am uitat peste proiect, m-a atras foarte mult povestea, e foarte bine scrisă. Dezvolui așa niște lucruri la sfârșit, la început trece cu gândul la ceva, la sfârșit la ceva, vorbești despre ploaie, despre vreme rea.
un lucru care pentru Constanțeni e de înțeles, relație cu marea și curajul de a te pune pe sit în modul ăsta, de a merge pe un singur nivel și de a nu încerca să pui cine știe ce volume acolo care să fie foarte vizibile. Asta e foarte bine. Mie îmi place foarte mult spațiul ăla intermediar, chiar mai mult decât curtea mare dinspre mal. Mi-am imaginat așa cam ce poți face acolo, câte lucruri se pot face, iarnă, bară, e un fel de spațiu în care să poți invita prietenii sau să intri cu motocicleta înăuntru sau mai știu eu ce, să depinde de ce fel de om ești. Camerele alea de pe partea stângă, unde de fapt casa e living room, sufragerie, o cameră foarte mică, la fel ca locul de luat masa și bucătăria, în stilul ăsta de Soul Museum, așa, pe care probabil știi, e foarte frumos și ele atașate toate acestei curți închise sau grădină de iarnă. Sau... Asta e o idee foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ai prezentat intrarea și ai creat o intrare și ai înfrumusețat-o cu peretele acela și sculpturile de pe marginea lui. Mai zic și eu un lucru care poate te-ar fi ajutat mai mult. Vorbești foarte frumos în text despre verdele acela care îmbracă toată clădirea. Și dacă erai mai curajoasă în planșe, cred că ar fi fost și mai bine și mai puternic proiectul și totodată materialitatea proiectului putea să se citească mai bine în planșe. E un proiect foarte puternic care se citește și fără. Deci se citește și fără, așa sensibil, dar pentru mine putea să fie un plus, poate. Depinde în ce mod puteai, poate să-l strici dacă mai adăugai ceva. Nu se știe. Felicitări! Mulțumesc mult! Eu vreau să te felicit pentru prezentare, pentru că ceea ce ai reușit să ne transmiți e că ți-a fost foarte drag de proiectul ăsta. Chiar da! Și e desenat, se vede că e desenat cu drag, că e lucrat cu drag și na, felicitări pentru asta și să e o atitudine pe care sper să o păstrezi în practică și mereu să faci cu drag lucrurile pe care le faci și cu atenție și cu dedicare și așa mai departe. Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Bun, cred că acum putem să trecem la... Deja la podium. Podium. Aici, cumva, și pentru noi discuțiile s-au aprins din ce în ce mai tare, iar proiectul pe care noi l-am selectat pentru locul 3 a fost destul de dezbătut. Aș zice că neglijat de unii dintre noi, la un moment dat, readus la suprafață și practic, în felul ăsta a trecut printr-o serie de analize comune. E poate singurul proiect, sper să nu greșesc, care a avut un gest voit de subordonare a funcțiunii principale de favoarea oarecum sau în completarea, cred că a schimbat efectiv ordinea, în completarea funcției secundare. Eu nu sunt de acord. Ok. Nu mă zic, e singurul care s-a pus la mare. Deja cred că știe. A, clar, asta oricum urma. Asta e singurul, deci ăsta chiar e singurul care s-a pus fix pe latura lungă, frate, și s-a pus așa pe latura dinspre mare. Adică fix pe buza dealului, ca să înțelegeți, până să vedeți acum în planul de situație, a ocupat efectiv gardul, bucata de teren, cea mai la limită dinspre mare. Eu ce vreau să zic mai devreme, Petra, era că... Cine? Noi am discutat destul de mult aspectul ăsta al unui beneficiar care, pentru care această funcțiune complementară devine principala. Cine e autorul? Da, eu. Exact. O, bună! Bravo! Bună ziua! Mulțumesc! Bună! Uite, acum poate putem și noi, nu, să deslușim misterul
Păi te las pe tine, Marius. Da. Adică noi, uite, noi așa am interpretat, am gândit că, de fapt, tu în proiectul tău ai ales să subordonezi, să zicem, locuirea acestei galerii. Dar nu mai sunt noi, tu ai crezut asta. Eu nu cred asta. Bine, eu cred asta. Exact. Că, și prin prisma faptului că ai ales să folosești acel spațiu care e cel mai important, nu? Dinspre mare, acea fâșie de teren care nu mai are nimic între ea și mare, nu mai există nicio curte, e pur și simplu panta, dealul care coboară spre plajă și marea nu mai există. Din galerie tu n-ai absolut niciun fel de contact cu nimica decât cu dealul și marea, motiv pentru care pe mine m-a dus cu gândul că acest lucru practic generează această inversare a, nu știu, ordine prin importanța lor. Galeria devine principala chestie acolo. După care, adică noi am privit, am discutat dacă a fost un gest voit sau nu. Adică dacă acest beneficiar își subordonează, își dă cea mai bună bucată din teren, nu locuirii, adică nu Sieș, ci pur și simplu o împrumută celorlalți care vin să privească acea secvență de statui și practic el le oferă lor privilegiul acesta de a parcurge galeria în cel mai bun spațiu al terenului. Eu ce obțin așa am interpretat-o și mi s-a părut interesantă abordarea asta. Foarte fain arată cum e integrat, e foarte sculptural cu totul, adică apropo de la funcțiunea conexă, galeria asta de artă și la felul în care arată, felul în care ai ales să prezinți în machetele astea mici proiectul tău, e foarte nou, ne-a plăcut foarte mult. Altfel, e un pic, sincer, pe mine m-a pus într-o poziție contrastantă. Mi s-a părut că decizia ta de a ocupa malul a fost genială și evident, poate și acest turnuleț care redă locuinței importanță, nu? Adică nu subordonează în sensul că rămâne în spate, ci pur și simplu ai găsit soluția de a da și locuinței locul în care se găsește. În același timp, eu am avut nici probleme cu ce în spate, cu felul în care a fost reprezentat, nu știu, poate tu ai putea să ne ajuți acum să ne spui ce se întâmplă în toată curtea asta acolo în spate, în cele două curți. Clar, una e pentru vizitatori, cealaltă e pentru locuitorii casei. Așa că ar ajuta poate dacă vrei să ne dai câteva niște detalii, să ne clarificăm și noi niște semne de întrebare pe care le-am avut. Dar pe alt nu poziția zice noi. Nu mai zice noi. Bine, bine. Deci unde ești? Că nu te mai văd. Zi un sunet sau ceva, că mie așa. Că îmi place mai mult dacă te văd, chiar pot să îți zic. Deci eu mi-am dorit cel mai tare să vorbesc cu tine azi. Deci pe bune. A fost dorința principală, fiindcă eu cred că ești nedreptățită de entitatea jurului, dar și cred că ești un maestru, deci pe bune, ai făcut un proiect absolut extraordinar și o să explic de ce. Tu te joci deja, deci tu mi-ai arătat un sistem de gândire, deci mi se pare, pe lângă că ești un gânditor desăvârșit, deja ești, tu operezi deja și te joci cu niște lucruri de maestru. Încă chiar mi s-a părut o joacă atât de simplu și de finuț și de drăguț și de ușor mi s-a părut gestul pe care tu l-ai făcut. Și cu toate astea, crede-mă că știu că procesul, cred că ești capabil de un proces de argumentare tu cu tine, incredibil de complex. Și în același timp, un proces de a sintetiza lucruri absolut extraordinare. Și îți spun ce mecanism am făcut eu mental, că iarăși vă căutam nod în papură, deci pentru mine, vreau să fiu foarte sinceră, proiectul ăsta am zis că e dintre cele mai bune din competiție,
dar cu toate astea te-am clasat în mintea mea pe locul 2 cumva, dar vreau să știi că tu chiar te bați cu locul 1. Și vreau să știi chestia asta în mintea mea, pentru mine, tu te bați pentru locul 1. Și o să-ți spun ce ai făcut. Ai jucat cu niște lucruri care pentru foarte mulți, îți spun, pentru foarte mulți, la primă vedere, par greșeli. Și tocmai asta e genialitatea lucrului pe care ai reușit să-l faci. Și fii atent ce am făcut. Am început să-ți mișc mental turnul de-a lungul bar. Și am văzut că nu se întâmplă nimic. În sensul că n-aș fi putut să găsesc un loc mai bun pentru el. Am început să-ți mișc portița de-a lungul gardului și mi-am dat seama că nu se întâmplă nimic. Am început să-ți mișc copacul din curte în altă poziție a curții și mi-am dat seama că nu se întâmplă nimic. Inclusiv masa și scaunele pe care mi le-ai trântit în curte, am început să le mișc mental și mi-am dat seama că nu se întâmplă nimic. Și abia atunci mi-am dat seama că, de fapt, hazardul ăsta pe care tu l-ai propus dincolo de, de fapt, doar prin acest hazard, tu ți-ai subordonat toate aceste elemente la cel mai important gest, care e gândul tău primordial, adică limba aia, bara aia pe care ai pus-o tu de-a lungul și pe cea mai privilegiată zonă și părticică din teren. Și acolo ai ales tu să-ți amplasezi cea mai importantă cameră a locuinței, că e o cameră a locuinței unui colecționar. Eu chiar mi-am imaginat tot scenariul și mi s-a părut rotund, complet și posibil. Și că acel, nu știu, erudit care are și foarte mulți bani și vrea să își pună, nu știu, exponatele în cel mai mișto loc ever, și ai reușit și te-ai concentrat și ai reușit aproape să duci la nivel de experiență muzeală, fiindcă eu mi-am imaginat că portița aia se poate deschide din când în când publicului, dar poate și să fie închisă și să fie o experiență absolut a lui personală. Mi s-a părut absolut genial că ai pus acolo arta. Aproape că imediat m-am gândit, mamă, ăsta e singurul care ne-a întrebat, așa, a adus în discuție, bă, voi chiar vreți să fac o casă acolo? Știi, adică pe locul ăsta super șmecher. Și după aia, imediat mi-am dat seama că tu, de fapt, genialitatea propunerii tale e că în același timp în care îmi contești tema, o și onorezi, cum altfel decât să pui locuința într-un turn și să te uiți peste bară? Și cum altfel turnul nu ar fi cel mai privilegiat loc pentru niște încăperi ale casei, când de fapt ai creat o relație intimă între fiecare cameră cu orizontul, dar directă, asta e boemia și onoarea pe care o aduci locuirii, și mai mult decât atât, ai dublat cea mai frumoasă fâșie de teren, ai dublat-o așa și pus-o sus și ai oferit-o locuitorilor, locuinței. Ceea ce mi s-a părut iarăși, devine promenade, devine belvedere, devine absolut genial. Absolut genial. Mulțumesc tare frumos. Ai zis o chestie. De ce te-am departajat mental și te-am pus pe locul 2 și am fost drastică cu tine, fiindcă mi se pare că lucrezi cu niște lucruri, adică tu ții foarte bine în mână niște instrumente de creație arhitecturală care sunt, le ții bine și pe alea formale, care normal, asta e meseria noastră, le ții bine și pe alte de alt ordin și care mie mi se par foarte importante. Deci pentru mine au fost unul dintre criteriile cele mai importante și de-aia proiectul tău e unul dintre cele mai tari din competiție. Ce m-a enervat, ce m-a deranjat și acolo am reușit să-ți modific puțin proiectul și să mă fi gândit că puteai să împingi și mai departe, dar am pus pe prețul faptului că poate n-ai avut destul timp sau nu știu. Inițial m-am gândit că turnul n-ar fi trebuit să atingă pământul, știi, dar asta eu nu, acolo e de discutat, știi, că de fapt fix tectonicitatea asta face ca turnul să fie în sine turn și that's it, adică îi aduce onoare locuirii. Dar în orice caz aș fi shiftat toată funcțiunea laică, aș fi ridicat-o, n-aș fi lăsat bucătăria în spatele zidului. Deci trebuia să o shiftezi, înțelegi? Și aș fi lăsat o cameră goală, prima cameră aia care stă pe teren,
trebuia să fie goală și să nici nu ne scrie ce e. E mister ce e acolo. Fiindcă ar fi devenit simbolic, exact camera, simbolic exact ce înseamnă locuința, care nici nu contează unde e. E un spațiu mental, adică nici măcar nu-i contează unde este. Trebuia să ne lași o cameră goală acolo, adică să... Dar îmi place totuși că turnul a rămas tectonic. Dar dacă îmi shiftai totul și poate n-atingea turnul pământul, te-ai fi concentrat și mai tare la faptul că atunci ai fi gestul, ar subordona și mai tare turnul la lamă și te-ai fi poate concentrat mai mult pe ideea asta de tangență, unde acolo stă cea mai complicată chestie de rezolvat în proiectul tău. Tangența, care aproape că, cum să zic eu, aproape că mă enervează că nu ai alterat planul perfect al turnului. Fiindcă dacă îl alterai într-un fel sau altul, eu nu zic că pe toată fațada, poate doar pe zona în care e, se ating sau nu știu, trebuia să gândești să duci mai, să împingi mai departe tangența, fiindcă abia atunci, cum să zic, lama asta, bara asta, care oricum e pe un plan imperfect, n-aveai cum altfel, că trebuia să te mulezi pe limita terenului, atunci mi se pare că și mai mult îți puneai în evidență faptul că tu ai subordonat un turn unei lame. Și m-am întrebat, oarecum, adică că mental te-am pus în, pe locul 2, mă gândeam că chiar sunt drastică cu tine, fiindcă m-am întrebat, oare câți dintre noi am reușit să subordonăm un turn unei lame, frate? Deci mi s-a părut absolut, absolut genial. Că turnul în sine domină și tu... Adică, nu știu, eu chiar am vrut azi să-ți spun că îți admir îndrăzneala și că îți apreciez reușita și că este absolut un proiect genial. Bravo, felicitări! Vă mulțumesc! Pentru mine, aproape, deci unul dintre cele mai tari proiecte. Bravo, felicitări! E excelent! Vă mulțumesc frumos! Excelent! Tu poți să te joci cu niște lucruri foarte faină, care pe viitor nici nu o să conteze că ești pe locul 3. Bravo, bravo! Adică pare cumva suficient, două, din două linii ai rezolvat tot proiectul. Da, e absolut... Nu mă, da, a subordonat un turn, măi, unei... Deci pe bune mi se pare strong, motherfucker! Ți-am zis doar de ce ai lăsat bucătăria acolo. Ridic-o, mă, ridic-o! Și chestia asta, știi, că deja sacru l-ai fi adus pe pământ și laicitatea o împingeai, o înălțai. Deci este absolut genial. Bravo, bravo. E genial. Vă mulțumesc. Felicitări. Vă mulțumesc. Încă o dată. Eu am terminat. Asta vreau să-ți transmit. Pentru mine foarte tare. Foarte tare. Nu știu, colegii mei, mai vreți, Mircea, Alexandra? E greu să vii după așa un discurs. Da, să știi, Simona, că a fost foarte discutat și aproape că ai căzut de pe cal și... Da, te-a salvat. N-am reușit când am obosit. Înțelegi că dacă tu chiar cred că ai fost puțin... Nu știu, asta este, eu nu pot să vorbesc decât pentru mine și de asta a fost scopul și am convenit toți că ăsta e scopul educativ. Că eu pot să vorbesc pentru mine, dar trebuie să înțelegi că un juriu e o entitate care nu înseamnă nici unii dintre noi, dar nici fără noi nu există, dar asta e o entitate de sine stătătoare, juriul ăla. Și că se întâmplă, mă rog, cred că ai fost, deja cred că ai trecut printr-o grămadă de experiențe la școală și de comisii și de... Cred că știi deja lucrurile astea, dar am vrut să, nu știu, să te felicit eu din partea mea expre pe tine și proiectul tău. Vă mulțumesc tare frumos încă o dată. Bravo! Bravo! Vă mulțumesc! Ne apropiem acum de ultimele două locuri care au avut punctaje destul de apropiate.
chiar eu personal și cred că cu toții ne-am întrebat, am avut un pic și noi momentele de suspans, cine o să câștige cu adevărat, cine o să fie câștigătorul concursului. Din motivul ăsta, cumva, trebuie să le luați destul de legate între ele, deși ele sunt cumva la poli complet opuși. Cred că deja până acum au apărut o serie de modalități de a te așeza pe terenul acela. Proiectul ăsta cumva și el vine cu o propunere complet unică și diferită față de ce am văzut până acum. Noi am apreciat foarte mult lucrul ăsta. Trebuie iarăși înțeles în contextul în care un lucru, întotdeauna am apreciat curajul vostru de a merge dincolo de mici restricții care apăreau. Iar proiectul ăsta iarăși are o sensibilitate fantastică de a se integra în loc, creând ceva care mie personal mi-a dat impresia că m-a pus să mă gândesc dacă a existat dintotdeauna acolo sau dacă a apărut acum. E foarte greu să datezi proiectul, să-i spui că e o construcție care aparține unei anumite perioade, iar în general lucrurile astea sunt fantastice dacă reușești să le atingi atemporalitatea clădirii, să nu poți să datezi, e fantastic. Am apreciat foarte mult lucrul ăsta. Cred că putem să dezvăluim proiectul și evident te rog, prezintă-te. Cine? De aici. Bravo. Da, super fain, super proiect. Eu l-aș invita pe Mircea să zică câte ceva. El a reușit cumva să ne explice și nouă destul de multe lucruri într-o primă fază și cred că alea au rămas destul de bine în mintea noastră și ulterior. Mircea? Felicitări în primul rând. Mulțumesc. Păi nu știu de unde să încep. În primul rând, clar te atrage prezentarea și n-ai cum să treci peste proiect. E extraordinar de frumos desenat, prezentat. Ai skill-uri foarte, foarte bune, de la prezentare text, la referințe, la desenat planuri, secțiuni, fațade, vederile sunt foarte frumoase. Și orice proiect bun are nevoie de o prezentare puternică și clară ca să poți să-i dai toată încrederea și să te uiți din cotlon în cotlon la el. Apoi ai avut curaj și ai pus un volum foarte mare pe site, ceea ce au făcut-o și alte proiecte, dar nu au fost atât de puternice. Proiectul arată foarte bine și dinspre mare și dinspre stradă. Funcțiunea conexă cu casa lucrează foarte frumos și în bookshop-ul împreună cu camera de zi, modul în care coboară și urmăresc panta și topografia spre mare, ăla e un gest matur, bun și sensibil, așa, de a respecta o topografie și de a face o cameră de zi și un bookshop în trepte. Toate camerele mie mi se par foarte bine definite, există ierarhie între ele. Îmi place că pe lângă forma frumoasă pe care ai descoperit-o de a pune ștampila asta pe site și de a crea cele două aripi, ai făcut cumva un fel de fortăreață, dar deschisă, adică nu este închisă spre mare și spre exterior, e deschisă și mai mult închisă spre curte și se vede că asta a fost o decizie bună, după părerea mea, și arată că ai ceva, ai o gândire foarte puternică. Ierarhia între spații, unele camere sunt mai înalte, unele sunt mai puțin înalte în funcție de ce nevoie au, de ce se întâmplă în ele. Sunt poziționate pe niveluri diferite, în secțiune, adică aici o secțiune foarte interesantă.
ai niște spații puțin ascunse. Nu știu dacă ce aș putea să mai adaug acum. Mie îmi place foarte mult și pictural, așa cum arată dinspre mare, și mi-ar plăcea să văd o clădire de genul ăla. Nu m-ar fi deranjat nici dacă nu ar fi avut motivele alea atât de puternice în ferestre, dar nu mă deranjează nici așa. E un proiect ludic, frumos. Felicitări! Mulțumesc! Mie... Te rog, Alex. No, două idei. În completare la ce a zis Mircea, mi-a plăcut mult de tot cum... Și în general am apreciat toate proiectele care intermediază relația asta cu marea prin spațiu construit, adică relația omului cu marea prin spațiu construit. Și mi se pare că tu faci chestiunea asta în foarte multe feluri. Înțelegi sau ai înțeles și nevoia asta de protecție și ce înseamnă intimitate și ce înseamnă și cum poate fi ea experimentată și experimentată în arhitectură și tradusă în arhitectură. Și la fel ne-ai arătat că înțelegi și cum poți să creezi diverse experiențe prin spațiile pe care le concepi. Așa că felicitări pentru asta. Prezentarea e foarte, foarte bună și cumva susține și ideea. Marius? Mie mi se pare că este poate proiectul care s-a apropiat cel mai mult de un proiect foarte posibil de construit. Felul în care e desenat e foarte detaliat, așa. Dacă noi am luat la un moment dat cameră cu cameră, ne-am plimbat un pic prin el, plecând evident de la felul în care a așezat clădirea pe teren. Mie îmi place foarte mult cum ai pus clădirea pe teren, iarăși ocupând aproape tot terenul, dar în același timp rezultă o serie de spații libere cu calități fantastice. Multe discuții au fost purtate în registru dacă acel loc are nevoie de o clădire care să termine strada. Tu ai intrat fix în scenariul ăla și ai făcut-o foarte bine. La fel cum zice și mie, cea clădire e foarte bine integrată, arată foarte bine de peste tot. Iar faptul că e un volum foarte mare, nu ia cu nimica din locul ăla, e drept că poate în prezentarea ta apar mai mult și se pune accent mai mult pe felul în care clădirea e observată de jos în sus, într-o perspectivă din ascendentă. Dar în același timp, noi cumva am ajuns la concluzia că orașul oricum se schimbă, oricum primește noi repere care devin vechi ulterior, motiv pentru care ne-a plăcut. A fost foarte puternic gestul de a construi o clădire mare și nu ne deranja de fapt absolut deloc că e atât de mare, chiar dacă poate nu știu, altcineva ar spune că nu se integrează acolo. Noi credem că s-a integrat foarte, foarte bine. Și per total e o clădire destul de completă. Seria spațiilor pe care ți-ai imaginat-o prezintă o locuință cu o calitate foarte, foarte bună, asta ca un per total așa. Deci felicitări, a fost un proiect care nouă ne-a plăcut foarte mult, am discutat destul de mult, am apreciat multe, multe părți din el, așa că bravo, super fain. Și eu vreau să te felicit. Chiar un proiect foarte bun. Dar să știi că eu am fost un pic mai drastică cu tine și știu și de ce, știi? Practic, proiectele care sunt foarte bune, nu știu cum să zic, cred că primiți exigențele criteriilor de jurizare devin și mai înalte pentru voi și, din păcate, asta e. Ești bun, ți se cer niște exigențe în plus, înțelegi? Și o să-ți spun... nu, deci sunt super de acord cu ce au zis colegii mei, deci chiar foarte tare proiectul, dar o să zic de ce eu am fost un pic mai drastică cu tine și te-am depunctat așa puțin, te-am departajat
mă rog, oricum, ești de podium, e super tare, adică ai creat un discurs la nivel înalt, arhitectura asta, fac propunerile voastre foarte mișto. Dar mi se pare că te-ai dezavantajat singură când ți-ai prezentat secțiunea prin locul ăla, că altfel, poate că, nu știu, cumva aș fi trecut cu vederea niște lucruri. Dar le-am spus și colegilor mei și părerea mea, eu când am privit secțiunea, știi, mă uit așa și văd îmi imaginez parcă un monovolum, așa, erodat pe dinăuntru, ca un cașcaval sau o chestie din asta, așa, cu vizuinele alea lui. Și după aia m-am uitat în plan și am văzut că, de fapt, e un volum tentacular, știi? Și atunci am zis, wow, stai un pic, serios? Și atunci am dat seama că e o chestie de expresie arhitecturală. Eu știu că tu știi deja și că am văzut că simți, ai simțul spațialității absolut incredibile. Adică tu nu gândești spațiile în plantul, le gândești în spațiu. Adică ne-ai arătat asta și toate aprecierile noastre pentru asta. În schimb, exigența mea era următoarea, să-ți fii conștientizat că limbajul în care ne-ai prezentat casa ta nu te avantajează. Pentru mine, gândul tău primordial a fost o parte dintr-o cetate și, de fapt, partea esențială a cetății, și anume zidul. Că, de fapt, tu asta, acolo, în zidul ăla, partea cetății, ne-ai zis că acolo ar trebui să se locuiască, un loc protej, aluzie la toate lucrurile astea foarte faine pe care mi le-ai zis tu acolo. Și, de fapt, astea două ziduri, cumva, care printr-un largo, strâmtorări succesive, unduiri pe teren, tu, de fapt, ți-ai construit, adică acolo cred că trebuia să fie gestul tău cel mai puternic în care să ții controlul spațialității casei, dar și a ce ai decupat tu și cum ai pus raportul cu marea, cu curtea, nu mai zic, foarte, foarte bun simț al spațiului și al integrării. Dar am făcut un exercițiu iarăși mental, cum am zis la toate proiectele, am încercat să vi le modific cumva și chiar mi-am imaginat că cu Marius discutam așa că dacă ai fi scos toată compartimentarea dinăuntru și mi-ai fi făcut plan liber, și ar fi fost zidurile astea care, nu știu, puteai să duci gândul foarte departe și să separi spațiile doar prin strâmtorări sau lărgiri ale acestor două ziduri sau doar prin draperii. Și dacă te-ai dus și cu gândul cu plan liber și în secțiune și să-mi arăți că te-ai fi dus, eu acolo cred că era proiectul tău. Fiindcă limbajul arhitectural de tipul scoaterii, mi se pare că nu se potrivește la zidul cetății tale, fiindcă un zid se creează cărămidă peste cărămidă cu mortar între și prin adiție ai făcut zidul și mai treci prin el. Și aici mi s-a părut, deși super faină, și ți-am zis, aș fi trecut peste chestia asta, fiindcă e o chestie de exercițiu și tu știu că știi. Pur și simplu am fost un pic mai exigentă cu tine și mi se părea că limbajul arhitectural, iarăși, ca devine, că l-am mai văzut uzitat, e frumos, e super fain așa, dar devine un gest plastic, pictural și nu arhitectural. Și de asta eu te-am depunctat puțin. Dar foarte tare, deci pe bune, foarte tare, bravo, cu felicitări. Da, încă o dată felicitări, noi am considerat că proiectul tău e destul de complet, poate cel mai complet. Foarte frumos. Prisma temei voastre de an acum. Felicitări încă o dată. Mulțumesc mult. O să zic tot eu un pic, după aia sunt convins că toată lumea vrea să contribuie la primul premiu. Eu personal, experiența mea cu acest proiect, pur și simplu, eu nu mă așteptam să dau peste acest proiect în concurs. A fost uimitor cumva. E drept, poate rezonează și cu mine personal foarte mult, dar am o întrebare, sunt tare curios dacă cel care a câștigat primul premiu din Constanța, sunt mici indicii, m-am tot gândit la lucrul ăsta, sunt mici indicii că ar fi. Hai, pe bune? Da, serios, nu v-am zis până acum, dar cumva așteptam să descoper la prima mână. E un proiect pe care
l-am considerat a fi câștigător de la prima lectură, eu personal. Întrunește cumva absolut tot ce e necesar pentru un arhitect de foarte bună calitate, un arhitect care ar putea să își găsească propriul drum. Cred că ăsta a fost un criteriu de departajare pentru mine în discuțiile finale de selecție a proiectelor. Întotdeauna m-am întrebat care sunt skillurile cele mai importante pe care trebuie să le acumulăm și revenind la o idee pe care am mai spus-o mai devreme, cred că în primul rând trebuie să știi să trăiești lucrurile și nu neapărat în viața de zi cu zi, ci măcar în capul tău. Mie mi s-a părut că autorul acestui proiect e un gânditor prin excelență și dincolo de asta posedă capacitatea de a rămâne concentrat de la primul cuvânt până la ultima linie pe care a tras-o. Deci, sunt tare curios cine ești. Cred că noi toți suntem foarte curioși. Dacă poți să te arăți. Cine e? Ioan? E aici? Ioan Timotei. Ai, nu e fix câștigătorul. Poate o fi cumva se uită la acest... E cineva, Timo, poate dansează prin cameră. Ba da, este, doar că... Uite-l, mă, el e, bine, mă! Bravo! Chiar da. Nu mă așteptam. Ai fost plecat după șampanie. Salut! Da, bravo! În primul rând, ai făcut o treabă de minune, să știi... Ai auzit ceva din ce a zis până acum, Marius? Da, da, am auzit tot. Că te-a făcut un gânditor, să știi. Zi, Marius. Mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere, să știi că a fost așa o surpriză plăcută încât cumva a pus cireașa pe tort unei competiții oricum foarte ridicate. Noi toți ne-am bucurat de fiecare proiect și cred că sfârșitul sau începutul acestui concurs meriți să fii tu. Știi? Apropo, ești din Constanța, e așa o curiozitate. Nu, culmea că sunt din Sibiu. Fain, fain, super fain. Ia, Marius! Da, da, erau mici, nu știu, m-am tot gândit apropo de... noi am discutat despre faptul că proiectul tău pune în discuție anumite tipologii de construcții, cum ar fi bunker, care în general ocupa locurile privilegiate, noi azi le numim privilegiate, cumva din perspectiva poziției și vizibilității asupra împrejmuirilor. Dar pe vremuri aceste buncăre, eu știu, am și fost când eram copil, în multe dintre ele aveau aceleași poziții pe dealuri de unde se puneau tunurile și se trăgeau spre mare. Sunt o serie de unități militare în litoralul nostru, pe litoralul nostru. Și ăsta m-am gândit că poate ești din Constanța. Dar acum, trecând la proiectul tău, eu aș vrea să discut. Adică nouă ne-a plăcut foarte tare absența clădirii. A mai fost un proiect pe care l-am discutat mai devreme, care și-a pus această problemă a locului care rămâne cumva neconstruit în sensul clasic al unei clădiri. Iar întreg demersul tău de la scenariul pe care ni l-ai propus până la felul în care ai realizat în final o casă e uimitor. Cred că pentru cei care ne ascultă o să fie interesant să-l parcurgă bucățică cu bucățică. Crede-mă că
dintr-o răsuflare a fost citit proiectul tău, a fost așa o bucurie cumva. Eu personal am apreciat maturitatea cu care, de care ai dat dovadă. Noi ne întrebam dacă asta ar fi în ce casă propusă la acest concurs, am vrea să locuim și casa ta era cumva încă în top. Deși e un exercițiu foarte mult de gândire acolo și un proces intelectual pe care noi toți l-am admirat foarte mult. Iar despre proiect, cred că e așa, nici nu știu dacă merită să stricăm plăcerea tuturor de a-l citi și mi-e și teamă cumva să desconspir mici chestii din el, apropo și de povestea ta. Nu știu, eu serios, cred că pentru mine e suficient, mi-a jucat colegii să comenteze și ei. L-a emoționat pe Marius. Da, a fost fain, a fost fain. Copleșit, nici nu mai poate să zică nimic. O să-ți mai zic așa, dar vreau cumva să te... Mi se pare că e un proiect, deci e clar cel mai bun proiect din competiție. Deci nu știu, când l-am deschis, l-am izolat foarte ușor. Ești un maestru, frate, adică tu lucrezi cu niște lucruri, nu știu cum să zic, simți, mi-a arătat un întreg sistem de gândire, nu un răspuns la o temă de proiectare. Și asta mi-a plăcut cel mai mult. Ador chestia asta, e absolut extraordinar. Și tu nu doar că lucrezi foarte bine chiar și cu instrumentele formale și fizice, evident, arhitecturale și de limbaj, ci și cu lucruri la nivel, ți-am zis, axiologic, filozofic, cultural, tot ce vrei tu, adică mi s-a părut absolut extraordinar. Și ca să intru așa, eu o să intru într-un mic detaliu, eu o să-mi asum nemernicia. Deci, cum să zic, mi-a plăcut, mi-a plăcut la nebunie, ne-ai dat niște hinturi absolut geniale. Deci, de exemplu, unul dintre lucruri care sunt absolut adorabile pentru mine e că pentru încăperile casei tale, aproape că m-au făcut să simt, deci fix paradoxul ăsta în care tu chiar ți-ai ridicat întrebarea ce e esențial pentru o casă, dar o casă, like, din toate timpurile, de oricând și de oriunde. Adică o avea și Tolosul antic. Și m-ai făcut, asta îți sprijinea ideea că aproape fiecare încăpere mi s-a părut că putea să fie absolut oriunde și nicăieri construită. Adică calitatea aia a ce înseamnă o casă, de pur și simplu o crotire și că nici nu contează unde e, dar în același timp ai reușit să-mi zici că trebuie să fie fix de acolo, fiindcă ai creat niște relații absolut geniale și super puternice și foarte echilibrate și foarte gândite cu spațiul ăsta cel mai important al tău, în care a fost scobitura aia maximă și prin ea la mare. Asta mi s-a părut absolut foarte frumos că ai controlat asta. Și hintul ăsta, deci pe bune, m-aș duce departe la tot ce instiga tema de proiectare și Cosmin și toată treaba asta, nicăieri și oriunde și aluzia la mare, neant, orizont și tot ce vrei. Mi s-a părut niște hinturi absolut genial. Și după aia, tot simțul ăsta al tău, că de fapt că ai ocupat așa, deci gestul strong, nu-l mai discut, e clar, toate astea cinci din, ați avut niște gesturi de a ocupa terenul și o înțelegere a contextului absolut foarte complexă și te-ai ancorat foarte bine, te-ai pus acolo. La tine limbajul arhitectural, adică faptul că chiar mi-ai arătat că ai ocupat totul și după aia ai zis, now what? Ok, hai să încep să scobesc că trebuie să rezolv o casă. Mi s-a părut că limbajul îți sprijină ideea la tine, efectiv că mi-ai prezentat așa încăperile și așa sunt, e cetatea aia și fortăreața aia, e pur și simplu îți sprijină și devine, nu știu, devine instrument arhitectural limbajul în sine, adică îți pare absolut că îți sprijină și, de fapt, toate gesturile pe care le-ai făcut converg la idee și la gândul tău primordial, ceea ce mi se pare absolut foarte tare. Iar faptul că casa, din nou, devine doar un pretext să îi faci
nu știu, belvederea aia prin care firul narrativ pe care l-ai propus tu ca acces în casă e absolut perfect că ai făcut așa. Deci am căutat din start să văd dacă te-ai gândit la asta. Eu când am văzut ușa prima oară păzită, am zis să vezi mă că ăsta m-a dus până casă pe aici. Și când am căutat, noi am căutat că eu cred că voit ai desenat atât de firav doar cu linii pe chestia aia treptele, ca să văd eu doar ușa de intrare și să nu fi... Și am căutat treptele alea, mă, și când am văzut că m-ai dus prima oară acolo, firul narrativ este complet, foarte bine ținut în mine de tine și foarte mișto. Adică vin eu de pe stradă, de acasă, obosit și mă pui să trep acolo și chiar trag aer în piept și mă gândesc că mă uit la orizont și, băi, da, mă, sunt la mare, frate, și am o casă aici și șmecher. Și cobor în mâna mea, las grijile de la birou și poate chiar îmi vine și să creez sau să desenez. Mi s-a părut impecabil inclusiv chestia asta și că ți s-a părut că ai tratat nivelul terasei ca un nivel al casei și mi s-a părut un absolut... Deci acolo, acolo era totul. În rest, totul era pretext pentru a face chestia aia. S-a părut foarte frumos gândul ăsta. Și, măi, eu ți-am zis, te-am izolat atât de ușor. Deși eu ți-am zis, mai ai în competiție unul cu care poți să te lupți la același nivel clar. Nu știu, am încercat să îți modific mental proiectul tău, știi? Și am încercat, bine, evident, nu unii ar putea să-l mutileze, dar îți păstrasem relațiile și uite, am înlocuit, de exemplu, limbajul, știi, arhitectural și am zis, hai să nu fie scobeală, să fac din zidărie placare de gips carton pe o parte și nu știu ce, știi, vorba aia, adică chiar ți-am înlocuit expresia și mi-am dat seama că nu se întâmplă nimic, adică atunci am înțeles că, de fapt, raționamentul și din ce se naște propunerea ta de arhitectură nu este doar unul de ordin formal și asta, nu știu, îmi exaltă spiritul și îmi place la nebunie, e genial, frate, genial, super tare. Și după aia m-am mai dus cu gândul și mai departe, adică o nemernicie din aia nemernică, în care m-am gândit că singurul mod de a-ți face mai bun proiectul este să îi inserez o greșeală, frate. Deci, bună, nu știu, eu vă fac trimitere la textul introductiv al lui domnul Stanciu în revista Zeppelin a Casei Turn și fix fiindcă sunteți la proiectul ăsta, citiți textul ăla că e de o frumusețe rară și, de fapt, face aluzie, nu eu o spun, ci Soto de Mura, de fapt, și îl invocă pe Soto de Mura care explica că, de fapt, doar sincopele în obiectul de arhitectură exaltă întregimea întregului și, de fapt, doar dacă o să începi să-ți, cum să zic, tu deja ții în mână niște lucruri foarte bine și ai putea deja să te joci, să-ți proiectezi greșelile, că, băi, oricum, dai seama, cu toții le avem, adică, nu știu, toată înțelegerea lumii și orice înțelegem noi e antitetică, asta e clar. Și doar când o să încep să-ți proiectezi sincopele, mi se pare că, ți-am zis, mi se pare că doar dacă ți-aș strica puțin propunerea, ar putea să fie mai bună, dacă poți să înțelegi asta, adică, nu știu, mi se pare mind-blowing, bravo, adică, super, bravo, știi? Fiindcă, oricum, na, nu putem să fim atât de exigenți încât să fi zis că proiectul tău este absolut perfecțiunea. Eu n-am mai zis-o, dar ți-aș fi închis ferestrele de la dormitoare dinspre, știi, mal înspre mal, sau, de fapt, fix acolo ar fi fost sincopa de care m-aș fi legat și aș fi dus-o mai departe. Dar oricum, bravo, felicitări, mi se pare absolut, da, ești un gânditor și ne-ai prezentat un sistem de gândire și inclusiv prezentarea mi-a plăcut, frate. Eu m-am tot întrebat dacă e fată sau băiat, e wow. Deci prezentarea bridge, frate, bridge, niciun clișeu din ăsta, foarte tare, bravo, bravo, felicitări. Am luat câte un pic de fiecare, din fiecare loc. E tare de tot. Și în secțiune ai arătat toate lucrurile astea de care ziceam, oriunde și nicăieri și, nu știu, ne dai niște... Și toate piesele pe care le-ai pus pe planșă sunt în sprijinul ideii tale. Deci asta spun tu, fiecare gest pe care l-ai făcut, de la cap-coadă, îți convergeau înspre concept și ți-l susțineau. Pe bune, deci foarte... Foarte frumos, bravo, mi-a plăcut mult de tot. Tare. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vreau să spun că
mi-a plăcut din prima proiectul. Eram foarte contrariată pentru că odată ce treci de ce am trecut de planșele tale, cumva you cannot unsee it. Nu știu cum, e memorabil fără să vrea să fie memorabil cumva. Adică, na, un bunker nu vrea să fie memorabil, dar mi-a plăcut mult că te-ai gândit la, inclusiv că ți-ai dat codul ăsta. Mi s-a părut așa un fel de in your face bitches într-un fel, dar dar foarte mișto și mi se pare că în cum să spun, arhitectura foarte bună are foarte multă forță făcând aproape nimic și, sau mă rog, părând să facă aproape nimic. Și asta e mișto la proiectul tău. Mi-a plăcut mult de tot că na, ai reușit să construiești tot fără să construiești de fapt nimic și să lași totul, adică să lași aceeași arie, tot perimetrul situlului practic liber, că ai suprapus ideea de curte cu casa și că na, ca să ajungi la casă treci prin curte, poți să treci prin curte în continuare, deși toată casa ta ocupă întreg lotul. Și da, e felicitări că reușești să faci chestia asta în anul 2, e grozav. Și na, keep... De ce în anul 2, mă? Poți și în anul 1. Poți și în anul 1, poți și... Da, sigur, el are niște proiecte de anul 1 de ne rupe. Se poate, da. Eu am înțeles asta mai târziu, de asta zic. Și da, e... Da, e foarte mișto. Nu, dar asta vreau să zic, că de fapt am făcut o glumă, dar pe bune, tu chiar ne-ai arătat un sistem de gândire și nu doar răspunsul la propunere. Ai văzut că nici măcar n-am vorbit despre nimic și până la urmă funcțiunea sau la ce ai răspuns tu pe acolo, știi? Adică inclusiv contopirea, inclusiv că ți-ai ales o bină, dar nici mai contează, adică nu știu, știi? Adică... Da, se vede că e un sistem așa de gândire, de-aia spuneam că sunt sigură că ai avut și niște proiecte de anul întâi foarte sale. Da, fain de tot, fain. Mircea? Felicitări. Nu știu ce să zic. Dacă... Zile, ore, Dan. Zi să data viitoare să recitească textul înainte să-l pun în plaj. Mircea, s-a legat, da. La fel cum făcut niște greșeli de text. Da. Adică e important, apropo de prime impresii și așa. Adică e foarte important să ai o idee foarte bună, e foarte important să o execuți foarte bine. Și tu ai făcut asta, dar... Mircea, scriitori, mă. N-aș fi vrut să vorbesc despre asta, dar poate vorbim o dată la o bere despre chestiile astea. Aș vrea să te cunosc. La fel cum zicea și Marius, mie mi-e foarte greu să vorbesc despre proiect pentru că are ceva foarte puternic și dacă încep să vorbesc despre el, o să vorbesc despre chestii practice foarte ușor de înțeles, dar eu cred că putem să discutăm puțin și despre chestiile astea, pentru ca toți studenții să înțeleagă de ce e pe primul loc. În primul rând, eu o să fiu sincer și da, o să zic că mie cred că mi-a luat, am făcut o trecere prin toate proiectele de vreo 3 ori și cred că la a treia trecere m-am uitat mai atent pe proiectul tău. Fiind proiecte de anul 2, nu prea îmi venea să cred că ai atât de multă maturitate încât să prezinți un proiect atât de dezinvolt și să ai atât de mult curaj. Și mi-a luat ceva să-ți dau încrederea aia, să zic, băi, e un proiect bun, hai să mă uit în detaliu, să citesc textul iar. Într-adevăr, sunt niște chestii de prezentare, de text, care uneori par că lucrurile au fost făcute în grabă, dar nu... Uitându-mă mai mult pe plan și înțelegând ideile tale și curajul, mi-am dat seama că poate unele dintre ele sunt din grabă, dar unele sunt intenționate sau majoritatea sunt intenționate. Și te felicit că ai avut curajul ăsta. După cum ziceam, cred că toți am discutat chestia asta ieri. Dacă ar fi fost să-mi aleg o casă în care ca și client să mă mut în ea și ales casa asta propusă de tine.
nu știu dacă aș lucra atât de secretos sau să am niște asistenți pe care să-i omor ca să nu dezvăluie secretul cum pleacă din atelierele noastre de acolo. Eu vă propun tuturor să parcurgeți proiectul de mai multe ori ca să înțelegeți toate laturile și puterea pe care o are. Comparându-l puțin cu proiectul care a primit mențiune într-un stil similar de un singur nivel, planul tău e foarte puternic pentru că tu propui spațiile astea scobite, dar ne lași pereții extrem de groși și ne lași să ne plimbăm printre niște pereți foarte groși și să simțim că construcția este foarte solidă și că spațiile alea chiar sunt scobite. Asta mi-a plăcut foarte mult. Bineînțeles că ai înțeles, la fel ca alții, ideea că nu trebuie să te deschizi neapărat spre mare și asta ne-a plăcut tuturor foarte mult. Păi s-a deschis foarte controlat. Anul tentativ, cum ar veni. Exact. Foarte mișto. Ideea că una la mână, că tu prezinți proiectul ca având două niveluri, e foarte puternică și mai mult de atât că ne prezinți în text că primul nivel e o grădină, o grădină foarte bogată, iar al doilea nivel secundar e dedesubt. Sunt niște camere, e o curte și camerele sunt în jurul curții. Asta iarăși mi-a plăcut foarte mult. După, dacă trecem la chestii unipractice și ne uităm pe plan, cameră cu cameră, modul de a intra, de a circula, de a lucra, până la vorbit despre iluminat, despre soare, sunt lucruri care, la început, văzând că proiectul e atât de puternic conceptual, puteam să le neglijăm, dar când te uiți pe plan atent și vezi că și chestiile astea sunt gândite și că ai petrecut foarte mult timp proiectând planul ăla, pentru mine e un plus foarte important. Fiecare spațiu de atelier, fiecare baie lucrează frumos una cu alta, sunt însorite corespunzător, adică ai un atelier spre nord, ai dormitoarele ok, lucruri care, mă rog, sunt banale, dar când te uiți la un proiect atât de puternic conceptual, te-ai aștepta ca alea să nici nu fi fost luate în seamă. Și tu totuși ai reușit să păstrezi ceva extrem de puternic și să controlezi și chestiile astea practice. Eu aș avea multe curiozități și aș vrea să stăm de vorbă, să-mi povestești cum vezi tu prezentarea asta, cum ai ales chestia aia, dar asta nu știu, aș vrea să știu doar eu, să nu le spui tuturor. Îmi face și mie mare plăcere. Felicitări! Da, bravo, Timo! Cel mai tare! Bravo! Da, bravo, felicitări! Mulțumesc foarte mult pentru oportunitate, pentru concurs. Multe felicitări tuturor! Pe final, dorim să vă mulțumim. Nu am reușit să realizăm acest concurs fără voi. Sper că v-a plăcut experiența acasă. Nouă, cu siguranță, ne-a plăcut să vă oferim. Nu uitați să participați la concursul All Plan și Lumion. Vă invităm să urmăriți pagina concursului CASA pentru a fi primii care văd în detaliu planșele din această ediție. Asta ar fi încheierea festivității de premiere a ediției a 11-a concursului. Un succes în continuare și sperăm că o să ne vedem cu bine la anul. Pa! Bravo, Timo! Și toată lumea din punctul ăsta. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Mulțumim frumos!